semestrul 2, apare un aspect important legat de aceste examene, și anume am proiectat și am programat mai multe măsuri ale inspectoratului școlar prin care să încercăm să mobilizăm și elevii, în primul rând elevii, și cadrele didactice și părinții, ca poate în acest an rezultatele noastre să aibă un plus față de anii trecuți. Și anume, vreau să vă spunem că am programat pentru examene simulări centralizate la nivel județean, folosind canalele noastre de comunicare, respectiv FTP-ul, prin care comunicăm cu ușurință cu școlile. Pentru examenul de bacalaureat am stabilit două etape de simulare, prima dintre ele între 18 și 22 februarie. În cursul acelei săptămâni sunt 3 zile programate, pe 18, 20 și 22, pentru limba română, prima probă, obligatorie pentru toți elevii de clasa 12, pe 20 pentru matematică sau istorie, în funcție de profilul la care sunt, ei, și pe data de 22, proba E a bacalaureatului, respectiv acele multe discipline la alegere, în funcție de specializările elevilor, la care însă, de data aceasta, vom lăsa elevii să aleagă. Adică, nu să-i obligăm, pur și simplu, să aleagă obiectul la care vor da în prima etapă. Pot să dea proba și în a doua etapă. Ideea era care? Să încercăm să orientăm și să consiliem elevii, cu ajutorul profesorilor, evident, în sensul în care să își poată alege cât mai bine disciplina de examen pentru cea de-a treia.